În Chișinău, la sala cu orgă, este instalată Maria sa Orga, regina tuturor instrumentelor. Un aparat format din peste 4.000 de țevi, aproape 300 de clape, 27 de pedale și 10 de butoane. Toate acestea la un loc, dirijate de un maestru iscusit, formează un sunet ce îți dă fiori. Fiori prin muzică știe să creeze și Ana Strezeva, unica organistă din Republica Moldova. Ana Strezeva a început să studieze pianul la școala muzicală din Chișinău. Mai apoi a plecat la Moscova să-și continue studiile. Iar acolo a avut marea surpriză să facă cunoștință cu orga. Absolut întâmplător am văzut la recepție cheile de la sala cu orgă și așa de mult am dorit să văd acest instrument că am luat pe furiș cheile și am intrat să văd orga. Orga a fascinat-o din prima, a vrut neapărat să studieze acest instrument. A cântat la orgă pentru plăcere proprie și niciodată nu a crezut că va da o mulțime de concerte în diverse țări ale lumii. Am învățat să setez orga împreună cu Natalia Malina. Ea m-a învățat să am grijă de ea. Noi împreună veneam seara, acordam tuburile, turnam apa, curățam foiurile. Am cunoscut orga și din interior. Ana Strezeva s-a întors la Chișinău exact atunci când în capitala țării a fost deschisă sala cu orgă. Și de atunci, timp de 33 de ani, Ana și orga sunt de nedespărțit. Orga este un instrument foarte vechi. Naiul nostru este unul din prototipurile orgii. Este și orga un instrument de suflat. În ambele cazuri, sunetul este produs de tuburi în care se suflă aer. A susținut concerte în întreaga Uniune Sovietică, iar după anii 90 a concertat și în Franța și Statele Unite ale Americii. Ana spune că sunt mulți doritori să învețe orga și ea cu plăcere i-ar învăța pe fiecare, însă nu avem în țară o orgă pentru procesul de studii. Problema creierii unei clase pentru studierea orgii a fost pusă cu mulți ani în urmă, însă nu avem un instrument pentru instruirea elevilor. Cel mai greu pentru un organist este că de fiecare dată când pleacă la concerte peste hotare, trebuie să se adapteze la orga străină, care uneori este total diferită de cea de acasă. În lumea întreagă nu găsești două orgi identice. Vibrația tuburilor din orgă are un efect benefic asupra omului. Muzica de orgă îi mângâie sufletul și îl înalță. Oamenii devin mai buni. De asemenea, sunetul de orgă este utilizat în scopuri terapeutice. Se spune că piesele lui Mozart calmează, iar creațiile lui Beethoven ajută la concentrare. În Republica Moldova au mai fost câțiva organiști buni, însă ei au părăsit țara. Ana Strezeva a rămas unicul slujitor devotat al Măriei sale, orga din Chișinău. În mijloc de toamnă l-am găsit pe Vasile Caraman muncind în gospodărie. Mâinile ei lucrau, iar gândurile erau departe, la cei ani în care avea 10 de elevi în fața sa. Este de baștină din satul Chiperceni, dar activitatea profesională l-a adus pe meleagurile satului Zorile. Am terminat universitatea în 65, orientat într-un sat acolo să lucrez. Și am lucrat 3 luni și am fost chemat la armată. Am făcut serviciu militar și după serviciu militar nu m-am mai dus acolo în satul cel la care am lucrat, dar am venit acasă. Și în Chiperceni n-am avut loc acolo de lucru,
Și am venit și am lucrat în curzenie 3 luni. După aceea m-am întâlnit cu soția. Da? Și am venit și aici am lucrat în Zorile. Alături de matematică, o altă pasiune a lui Vasile Caraman este poezia. Dorul, mama și plaiul sunt principalele subiecte ale versurilor sale. Chiar și la unele întrebări, domnul Caraman ne-a răspuns în versuri. Dacă vrei să fii în viață matematician vestit, matematica învață-o și vei fi tu negreșit, dar mai ia încă aminte fapt ce-l știe toată lumea, matematica iubește-o, ea să-ți fie pasiunea. Dar dacă vrei să fii în viață un poet să scrie o carte, matematica nu învață-o, să ne dai tu la o parte, căci poetul care o știe scrie vers în aripat, versul lui e armonie, plin de farmec și înalt. Elevii profesorului Caraman aveau parte de niște lecții de matematică deosebite. De multe ori, problemele erau formulate în versuri. Când mă ducem la lecții, eu întotdeauna aveam câte o problemă scrisă în versuri. Sunt trapez și am ca bază, una 4, alta 6, înălțime e de 3. Află aria de vrei. Cea mai dragă poezie îi este cea pe care a scris-o soției. Într-un an am fost la sanatoriu, 20 zile. Am stat acolo 15 zile și în a 15-a, a 16-a zi, eu îi scriu soției o scrisoare. De soare, de lună, de arșiță, orjeră, tu ești una pentru mine, cea mai mândră stea pe cer. De sunt zilele senine, ori de sunt furtună, tu ești una pentru mine, ești a dragostei cunună. Școala rămâne a fi pentru Vasile Caraman a doua familie. Chiar dacă în prezent se află la odihna binemeritată, el tot mai trece pe la școală ca să îndemne elevii la studii, să le cultive dragostea de părinți, satul și țara natală, în versuri, desigur. Deseori domnul Vasile este oaspetele elevilor noștri din gimnaziu. Prin versurile dumnealui îndeamnă copiii de a-și iubi patria, părinții, satul natal. Copiii sunt foarte bucuroși de prezența dumnealui. Mie mi-a plăcut foarte tare poeziile despre mamă. Mie mi-a plăcut poeziile pentru când sunt despre părinți. Domnul Caraman, Vasile Mihalci, lecțiile când le predam, cu exercițiile, cu problemele, puțin ne plictiseam, dar dumnealui cu poeziile, cu creațiile lui, ne încuraja. Profesorul Vasile Caraman a dedicat profesiei sale 45 de ani și îl doare mult faptul că salariul unui profesor cu studii superioare este de doar 1980 lei. Luba Stavrovskaya nu s-a pierdut cu fire atunci când medicii i-au spus că are cancer. Nu s-a lăsat copleșită de veste, ci a găsit puteri și a decis să-și schimbe prioritățile în viață. Doamna Stavrovskaya și-a dedicat restul vieții altor suferinți de cancer și a creat la Ungheni o societate a bolnavilor de această maladie, din care fac parte circa 250 de persoane. Nu так пришлось, когда лежала в больнице, и со мной рядом тоже лежала онка больная, как и я. Я просто к нам никто не приходил. Я решила просто, так как у нас нет здесь никого родных и близких, я решила, пока я жива, я всю жизнь отдам для онкобольных всю свою всю любовь. И все, что я могу сделать для них, это радость, принести радость людям. Femeia știe din experiență proprie cât de important este pentru un bolnav de cancer ajutorul celor din jur. Această boală perfidă mai întâi i-a secerat toți apropiații, iar mai apoi a atacat-o și pe ea. Не знаю, говорят, что это генетика. Ну, я потеряла всех своих родных от онкозаболевания. Очень жалко, конечно, мы теряем. Мы очень много потеряли, очень много теряем. Одни мы теряем, другие приходят к нам больные. Ну, что поделаешь, жизнь тяжелая, тем не менее, надо жить. И я желаю всем людям здоровья, крепкого здоровья, чтобы берегли друг друга, чтобы помогали друг другу. Давайте мы объединимся, давайте мы подумаем. Зи де зи, doamna Stavrovskaya bate pe la ușile funcționarilor sau oamenilor de afaceri, încercând să obțină ajutorul lor pentru cutare sau cutare bolnav de cancer. Bolnavii din lista Lubei Stavrovskaya se bucură de colete cu produse alimentare, haine, uneori și bani, toate oferite de agenții economici și oamenii de bună credință din localitate. Потом я подумала, что помимо онкобольных,
есть еще парализованные тяжело. Конечно, я много не знаю, кто их в городе. И еще колясочники, которым тоже нужна помощь. И приходится просить. И я рада, что я помогла вот одному кровать с Кишинева привезти, который поднимается, опускается. Ну и праздники 3 декабря мы ждем. Ждем, чтобы собрать всех людей в зале здесь. Вот мы репетируем, чтобы можно было им спеть, принести радость. În cadrul Societății Bolnavilor de Cancer, doamna Liuba a creat și un ansamblu vocal, format din 11 persoane, care pe la sărbători bucură inimile bolnavilor de cancer. Чувствуем себя очень-очень хорошо, потому что мы здесь как бы отдыхаем душой и телом. Настроение поднимается, потому что чувствуется вот наша потребность вот приносить людям радость. Забываем свои проблемы, у кого-то кто-то что болит, что не болит, нету денег или какие-то недостатки. И поэтому мы приходим, конечно, сюда, чтобы наполниться вот этой вот живительной силой. Astăzi, în registrul Liubei figurează circa 250 de persoane care continuă lupta cu cancerul. Unii s-au stins din viață, alții le-au completat rândurile. Liuba Stavrovska crede că bunătatea totuși va salva lumea. Oricând poți face un bine, spune ea, și să vezi cum luminează fața celor suferinți când le deschizi ușa și le aduci din puținul pe care îl ai. O lămâie, un kilogram de crupe sau 50 de lei. Pentru asta merită să trăiești. Tragica e lângă casă, unde neva sta frumoasă și bărbat nu-i acasă. Trage caii lângă casă, unde neva sta frumoasă și bărbatul nu-i acasă.